Sărbătorirea acestei zile servește ca o reamintire a costului teribil al războiului și a importanței menținerii păcii. Ziua de 9 mai a fost marcată și în acest an la Căușeni cu omagii de comemorare și aspirații europene. Oficialii raionului, dar și ai orașului, au ieșit joi rând pe rând în fața mulțimii. 9 mai, declarată Ziua Victoriei și Ziua Europei. Astăzi marcăm 79 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, în care umanitatea a plătit enorm. Cu regret, în raionul Căușeni nu mai avem astăzi printre noi vreun veteran al acestui război. Dar suntem aici, an de an, să ne amintim și să comemorăm străbuniei noștri și alte milioane de oameni care și-au pierdut viețile în cel mai cumplit, sângeros și macabru război. De Ziua Europei sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Declarația Schuman din 1950 prevede stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile europene. Valorile care ne permit să trăim împreună, să devenim și mai puternici și mai uniți, contrar diferențelor de limbă, cultură, religie și obiceiuri. La fel ca și strămoșii noștri, care cu prețul a milioanelor de vieți omenești, au scris istorie și au adus pacea pe pământ, la fel și noi astăzi suntem la o răscruce de drum, prin care de asemenea putem scrie istorie, iar drumul acesta înseamnă Europa. Dar ce înseamnă Europa? Ați întrebat mulți dintre voi. Europa, în primul rând, peste circa jumătate de miliarde de oameni, înseamnă pacea, înseamnă bunăstarea, înseamnă cooperarea între state și respectarea suveranității lor. Sergiu Babia, reprezentantul guvernului în teritoriu, a accentuat despre valoarea păcii. Toate războaiele sunt nedrepte. Toate războaiele fac victime. Iar noi, mai bine spus, părinții, bunei, tații noștri, au avut o soartă în care războiul nu i-a ocolit. Mobilizați de o armată, apoi de alta, așa cum au fost vitregiile istoriei, astăzi datorăm pacea, anume minților luminate ale conducătorilor și bravilor noștri înaintași. Cu un program artistic au ieșit și copiii Centrului de Creație din Căușeni. Rumbelul, pace d'albă, ești solie scris pe cer, îmbrăcat în haină aldă, precum dat e prin mister. Când făptura ta înmoaie orice spirit necurat, ești un stop pentru războaie, cel mai drag chip adorat. Europa nu este doar o colecție de țări și granițe trasate pe o hartă. Este un spațiu vibrant și divers, plin de posibilități, unde istoria bogată se împletește armonios cu inovația și creativitatea modernă. Este un loc unde valorile fundamentale precum democrația, libertatea și respectul pentru drepturile omului stau la baza societății noastre. Pentru noi, tinerii Europei,
Continentul nostru ne oferă o lume a oportunităților nelimitate. Avem acces la o educație de calitate, la o piață unică a muncii cu milioane de locuri de muncă disponibile și la o libertate de mișcare nemaipomenită în istorie. A urmat depuneri de flori. Haideți să vedem cum se aranjează lumea, cum se împacă două politici diferite la ziua de azi. E foarte important să ne împăcăm, să ne facem să trecem perioada asta cu pașii, cu îngăduială, cu înțelegere lumea unul către altul, ca să ne înțelegem, să mergem înainte spre Europa, să mergem spre viitorul țării noastre în Europa. Cu impresii bune, adică lumea e liniștită, lumea e calmă, mergem spre bine. E o zi de pomenire, de amintire pentru cei care ne-au adus cândva pace, au luptat indiferent unde. Am un bunel care a murit pe front, 4 ani a fost armata română și mai puțin de jumătate de an în armata sovietică, a rămas pe câmpul de luptă. Alt bunel al meu a ajuns până la Berlin, s-a întors înapoi, Dumnezeu să-l ierte. Merge vorba de amintire, merge vorba de ce, că trebuie să plecăm capul, să păstrăm pacea, să ne rugăm pentru pace, mai ales astăzi. Căușănenii veniți la sărbătoare spun că au mari emoții și că istoria nu trebuie trecută cu vederea. Foarte frumos și foarte bine s-a făcut în centru și a ieșit o lucuță lumea din spiaca de iarnă, să mă iertați că am zis un cuvânt. Pentru că puțin la noi se face pentru bucuria sufletului, foarte puțin. Ție la un participant în război din Afganistan, invalid de război, domnul Tudor Godina. El acum e bolnav, nu participa acum la această depunere de flori, el tot timpul era prezent și pentru mine e aproape tema războiului. Pentru noi este o durere foarte mare și mai ales războiul care acum e în țara vecină. S-a făcut o zi destul de plină în primul rând pentru poporul nostru care are nevoie și de simțul ăsta de a fi binecuvântat. Unii au venit să-și comemoreze rudele apropiate. Bunei, străbunei și tata și frații lui tata, toți au fost mulți, mulți frontoviși. Acum toți sunt morți. Da. Întotdeauna avem lacrimi, nu ca așa, dar suntem emoționali. Bunielul meu, bunielul Constantin, e o datorie ca să venim să-l comemorăm. Și dacă este sărbătoarea astlantă, care acum s-a combinat cu 9 mai, victorie, asistăm și la sărbătoarea asta. Evenimentul de la Căușine a continuat cu un concert consacrat Zilei Europei. Centrul de Creație Copilului și Adolescenților Căușeni a participat astăzi la această activitate frumoasă, o activitate combinată de comemorare, dar cu mare bucurie, Ziua Europei. Noi de la Centrul de Creație am venit cu colectivele de elevi care au prezentat parte festivă, deci de la teatru, cu recital de poezie, ansamblu vocal-instrumental, chitariștii și ansamblu de dans Magica, conducător Cernic Svetlana. Iar centrele de la domeniul tehnologic au venit cu expoziție extraordinară a obiectelor și a creațiilor copiilor cu diferite tematici. În primul rând, sărbătoarele pascale și deci expoziție pascală, expoziție de desene și de compoziții Moldova este Europa, Europa și Moldova simboluri comune și tot ce au creat copiii cu atâta dragoste.